Ei bine, da, ați văzut munca lor, ați văzut cum a fost expusă. Noi chiar vorbeam chestia asta, că au avut pază totuși și că nu s-a atins nimeni. Ele sunt safe, bănuiesc că le aveți pe toate înapoi la voi. Da, ele au mai fost expuse și la Universitatea Politehnică, la deschiderea anului universitar, apoi la Cluj și acum în Brazil. Și câte au fost în total? Câte caricaturi ați strâns? 54. 54. Ele s-au mulțit pe parcurs pentru că am mai cooptat artiști față de primul eveniment și s-ar putea mulți... Din diferite țări bănuiesc că au fost... Exact, 17 țări. Și România cu câte a participat? Noi am avut în jur de 8 caricaturi. Ok. Am mai reușit să aducem caricaturi de la Gheorghe Matei, caricaturist la un ziar important de la noi, și Radu Răileanu, prietenul nostru și mentorul nostru în ale ilustratului. Felicităm pentru ceea ce am văzut. Chiar este remarcabil și chiar este o inițiativă plăcută în memoria ceea ce a fost Michael Jackson. Sunt sigur că aveți expoziții și, bineînțeles, proiecte. Haideți să atingem un pic prima aripă. Unde ați mai expus, ce ați expus, premii, dacă au fost? În vara aceasta a venit și primul premiu pentru caricatură. Am luat locul 2 la un concurs organizat în Germania de un site de caricatură, o platformă internațională de caricatură. Felicităm cu această ocazie. Mulțumesc. Și a fost un concurs cu temă politică. Era vorba de alegerile care au avut loc în Germania pentru între Angela Merkel și contracandidat, iar da. Eu am câștigat cu lucrare cu Angela Merkel. Și da, și ca urmare a acestei colaborări cu site-ul am ajuns ca după câteva luni să fiu invitată să fac parte din staff-ul lor și urmează să mergem în Germania să-i cunoaștem. Poftă, chiar e o chestie remarcabilă. Și acum să-mi spuneți voi ce urmează pentru fiecare dintre voi, ce proiecte, bineînțeles planul și dacă vor mai exista colaborări între voi. Dar eu o să las pe Alex să-mi spună. Noi colaborăm tot timpul. Ok. Pentru că eu nu aș putea să fac ceva de unul singur și ea nu ar avea timpul să facă ceva de unul singur. Ok, și atunci deci vă ajutați unul pe altul. Da, pentru că așa putem să lucrăm cât mai mult și să putem bucura pe cât mai multă lume. Avem feedback pozitiv și de la copii și se întâmplă să fie chiar foarte în regulă. Să ne bucurăm de chestia asta. Ok, deci lucrați. Puteți să-mi divulgați așa la ce lucrați în acest moment? În acest moment, da, tocmai am terminat să lucrăm la aproximativ 3 cărți care urmează să apară la târgul de carte din toamna aceasta. Da. 3 cărți pentru copii ilustrate color în întregime. Și avem un proiect care se întinde până în 2010, o carte foarte mare, de aproximativ 300 și ceva de pagini ilustrate. Ok. Și ne tragem mai în piept și ne pregătim și nu este top 300. Nu este niciun top de acest gen, da? Nu ilustrați pe nimeni. Noi vă urăm foarte multă baftă în continuare, colaborări cât mai plăcute și cât mai fructoase pentru voi și vă mulțumim, doamnelor și domnilor, Nicoleta Ionescu și Alexandru Iprim! Noi avem un cadou pe care am dorit să îl desfaci, dacă se poate. Hai să vedem ce ne-ați pregătit aici. Bun. Trebuie să umblăm ușor pentru că se pare că este ceva, mă rog, nu fragil, dar să nu stricăm. Stai să vedem cum îl arătăm ca să nu stricăm surpriza. Așa. Așa. Nu se poate. Aș putea să arăt chestia asta, aș putea să arăt, dar bineînțeles să vă asigurăm de acum că ea va sta aici la locul de 15 și vă mulțumim. Iată opera. Vă mulțumim foarte, foarte mult. O să o privesc și eu. Da, suntem noi. Suntem noi doi sau nu suntem noi? Ok. Vă mulțumesc încă o dată. Cine vrea să seară vă salută și multă baftă în continuare. Mulțumim și noi. Noi revenim la Cine vrea să seară cu partea a doua emisiunii. Mulțumim!